Slăvit să fie Dumnezeu! Ne-am adunat în dimineața aceasta în jurul cuvântului lui Dumnezeu, că în jurul unei pâini, de unde dorim să servim, să ne săturăm sufletele noastre și să avem viață în noi înșine. La un moment dat, Ioan capitolul 15, Iisus le vorbea ucenicilor și le spunea: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Și le zice la un moment dat: acum voi sunteți curați, de ce? Din pricina cuvântului, din cauza cuvântului pe care l-ați auzit. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu este un agent de curățire. Psalmul 107, versetul 19 și versetul 20 arată o situație din istoria poporului Israel și spune cuvântul că atunci poporul Israel, în strântorarea lor, au strigat către Domnul și Domnul i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit. Așadar, cuvântul este și medicament. Să facă Dumnezeu ca în dimineața aceasta, aceia care sunt răniți, în primul rând, din punct de vedere spiritual, cei care au o rană, datorată probabil unor săgeți arzătoare ale celui rău, datorată probabil unor vorbe ale altor oameni, să primească vindecare prin cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Și de ce nu, tot Dumnezeu, tot prin cuvântul lui Dumnezeu, poate cineva să primească și vindecare fizică. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta pentru că e cuvântul lui. El l-a trimis pentru noi, el a scris și noi avem o bogăție pe care de multe ori o îngropăm și nu băgăm în seamă. Întorcându-ne la textul care a fost citit în dimineața aceasta, aș vrea ca să rămânem alături de dumneavoastră, să ne uităm în conținutul unei pilde, o pildă frumoasă, ușoară, pe de o parte, pentru că are tâlcuirea în ea însăși. Ucenicii au venit și l-au întrebat pe Domnul Iisus: Doamne, spune-ne și nouă, care-i tâlcul, care-i taina ascunsă? Și apoi, în momentul acela, Domnul Iisus le dă pe față câteva explicații. Pilda aceasta este una din cele 15 pilde ale evanghelistului Marcu, e o pildă a evanghelistului Matei, e o pildă a împărăției și spune cuvântul așa cum și dumneavoastră ați auzit, s-a citit: împărăția cerurilor se aseamănă în primul rând cu un om. Despre el spune Scriptura că a avut o sămânță bună, o sămânță de grâu, și a semănat-o într-un ogor pe care îl avea. Pe când se dormea, a venit un vrăjmaș, a semănat și el o sămânță de neghină și nimeni n-a știut nimic până a... Aparent nimeni n-a știut nimic până a încolțit și neghina și grâul. Slujitorii au venit la el și l-au întrebat: Doamne, totuși noi am semănat o sămânță bună, nu a fost așa? Așa a fost. Ce s-a întâmplat? Au ieșit două feluri de cultură. Atunci stăpânul îi spune: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Să mergem să o smulgem? Nu. Există riscul ca atunci când acționați împotriva neghinii să deranjați și grâul. Lăsați-le împreună să crească până la seceriș și apoi voi da ordin ca neghina să fie strânsă, smulsă, legată în snopi, arsă și grâul să fie strâns în grânarul meu. Așa se face că trăim o realitate a vremii pe care nu putem înțelege. Neghina, Dumnezeu o îngăduie să fie la un loc cu grâul. Mai întâi de asta aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre neghină ca plantă. E o buruiană. O plantă ierbacee, asta înseamnă că e o tulpină subțire, fragedă, apoasă, moale. Cu toate acestea, e o plantă care anuală, care poate ajunge până undeva la 3 feet. Și are o rădăcină pivotantă, ceea ce înseamnă că se înfinge adânc în sol, până la un metru, tot 3 feet, cât sus, atâta și jos. Are niște frunze și tulpina sunt păroase și are niște flori roșiatici, mov,
unele. Sămânța e măruntă și de culoare neagră. În momentul în care sămânța este măcinată la un loc cu grâul, dă un gust neplăcut grâului și are o nuanță toxică. Era foarte obișnuit, am citit că rabinii spuneau la un moment dat că înainte la creație n-a fost așa, spuneau ei. N-a fost așa, dar datorită păcatului în care a zăcut lumea, imoralității în care s-a complăcut lumea, Dumnezeu a îngăduit și neghinei și așa spuneau, era în mintea lor că de momentul acela neghina este ca să ne dea nouă de furcă și să ne amintească că decăderea omului în păcat și de natura lui păcătoasă. S-au găsit semințe în morminte vechi de 4.000 de ani, semințe de neghină. Asta înseamnă că era foarte des întâlnită și la ora actuală spun studiile că e peste tot în lume, datorită exporturilor sau importurilor de grâu din toate țările. Se găsește peste tot, numai țările dezvoltate care folosesc erbicide au scăpat. De ce am spus despre neghină? Motivul e că se aseamănă cu grâu, dar nu-i grâu. Are aceeași tulpină ca grâul la înălțime, e tot dreaptă, e înaltă. Diferă florile, diferă sămânța. Îți dai seama că nu-i grâu, dar se aseamănă cu grâu. Aș vrea să vă aduc în fața dumneavoastră două acțiuni pe baza acestei pilde. În primul rând, avem semănatul și în al doilea rând, avem seceratul. Atunci, versetul 37, el le-a răspuns: cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina-i lumea, sămânța bună să fie împărăție, neghina să fie celui rău. Vrăjmașul care semănat-o este diavolul. Secerișul este îngerul, este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Vreau să vă aduc înaintea dumneavoastră două situații, două acțiuni care se văd din această pildă. În primul rând, așa cum am spus, este semănat-o. Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune în Genesa: haideți să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Și mai mult decât asemănarea fizică sau cum ar fi arătat un om ca Dumnezeu, la asemănarea trupească, mai mult decât aceasta, omul a fost făcut neprihănit din start. Omul a fost făcut un suflet viu, omul a fost făcut fără de păcat. Și se bucura Dumnezeu să stea de vorbă cu el, se plimbau împreună în răcoarea dimineții, aveau părtășie, aveau comuniune. Dumnezeu a semănat pe cel neprihănit pe pământ. Omul cade în păcat și apare un alt episod, un alt tablou, Genesa capitolul 6, când Dumnezeu se uită și spune: îmi pare rău că l-am făcut pe om. Voi șterge printr-un potop toată suflarea de pe pământul acesta și oameni și vite și dobitoace, dar a găsit un singur om neprihănit, el și casa lui, după el, au căpătat trecere, au căpătat înaintea lui Dumnezeu îndurare și Dumnezeu i-a salvat. Așadar, Dumnezeu a smuls neghina odată. În momentul în care Noe iese din corabie, spune cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 8, versetul 21. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui: nu voi mai blesteama pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Cât va fi pământul, vor continua viața să se desfășoare normal. Dumnezeu a spus: nu voi mai lovi pământul. Am smuls odată neghina și nu voi mai face lucrul acesta. Tot în ideea aceasta a semănatului, și diavolul seamănă. Are și el o sămânță pe care o seamănă și el îi la lucru.
Și spune cuvântul lui Dumnezeu despre tot în prima pereche, în prima familie, despre Cain, acest om, că a fost și era de la cel rău. Ne spune în cartea 1 Ioan și chiar aș vrea ca să citesc, ne spune Ioan în felul următor, capitolul 3, versetul 12, nu cum a fost Cain, sau versetul 11, căci vestirea pe care ați auzit-o la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Apoi, sămânța odată plasată în lume, prin diavolul, prin Cain, care era de la cel rău, a dat naștere și a perpetuat răul în lume și spune Iuda la capitolul, la versetul 10, despre o categorie de oameni răi, aceștia din potrivă batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, de ce? Au urmat pe calea lui Cain. Sămânța aruncată de diavolul, a semănat și el ură, a semănat și el discordie, a semănat și el nesiguranță. Vă amintiți, vine în fața femeii și îi spune, oare a spus Dumnezeu? Și seamănă acolo o nesiguranță, o incertitudine, nu e așa. N-a spus Dumnezeu, Dumnezeu e doar gelos că în momentul în care voi veți mânca, veți ajunge ca el. Nu se poate. Diavolul o seamănă și el. A semănat pe Cain, așa cum am spus, a semănat și Cain a trasat o cale. Și de atunci pe calea aceasta merg foarte, foarte, foarte mulți oameni. La un moment dat vin ucenicii și îl întreabă dacă sunt mulți pe calea pocăinței. Și la un moment dat iarăși spune Domnul Iisus, nu te teme turmă mică. Procentual suntem conștienți, măcar că Hristos a murit pentru păcatele tuturor oamenilor, suntem conștienți că procentul de grâu în lume aceasta este foarte mic comparativ cu neghina. Dar oamenii și-au ales calea lor, pentru că diavolul este și el la lucru și seamănă. Apoi, așa cum am spus, vreau să vă îndrept inimile spre cel de-al doilea lucru, seceratul. Va veni odată seceratul acesta și spune Marcu capitolul 13, atunci versetul 26, se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna și pe cei aleși din cele patru vânturi de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la smochin, spune Domnul Iisus, prin pilda lui, căci mlădița lui va face... Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinite, știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Va veni odată secerișul și Pavel spune corintenilor, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. 1 Corinteni 4:7, vegheați dar în vederea rugăciunii. Petru, în 1 Petru 4:7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Apoi, tot Petru le vestește și le spune în epistola sa, a doua epistolă, fraților, și spune în felul următor, capitolul 3, versetul 1, prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Deci se adresează fraților care au primit pe Dumnezeu. Recunoaște Petru că au într-adevăr o minte sănătoasă, neorbită de Dumnezeul acestui veac. Se adresează lor și spune, fraților, caut să vă trezesc, înseamnă că au adormit. Caut să vă trezesc mintea, prin înștiințări. Și versetul 3, înainte de toate să știți că în zilele numai vor veni batjocoritori, plini de bajocuri, vor trăi după poftele lor și vor zice, unde-i făgăduința și așa mai departe. Căci, versetul 5, în adins se fac că nu știu, că odinoară erau cerul și un cuvânt scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a perit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt. Se îngrijorează oamenii că Trump are un buton nuclear mai mare ca ăluia, ca ăluilalt. Se îngrijorează oamenii că ăla pare să ride pe fix și are și el un buton nuclear. Se îngrijorează oamenii că și Putin are unul și Iranul emite pretenții și alte țări emit pretenții. Oamenii se îngrijorează și știrile ne bombardează și nu au decât
Scopul să ne facă să ne temem ce va fi, ce vom face, cum vom trăi. Ar vrea să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, citit din a doua Petru, capitolul 3. Cerurile și pământul de acum sunt păzite de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, și sunt păstrate cu un scop, ca să fie nimicite, numai la hotărârea lui Dumnezeu și la vremea potrivită. Nimeni nu poate să arunce o bombă și să declanșeze un război până nu Dumnezeu hotărăște lucrul acesta. Sunt păzite și păstrate până același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de peire a oamenilor nelegiuiți. Îs păzite și păstrate pentru nenorocirea care va să vină la seceriș. Așadar, cum am spus, avem semănatul și avem secerișul, seceratul. Între acestea două este o perioadă. Între acestea două este un timp în care parcă Dumnezeu tace, în care Dumnezeu le oferă oamenilor șansă, în care sămânța are ocazia și are timp să încolțească. Mergând mai departe, în al doilea lucru, în al doilea rând, vedem doi semănători. Unul din ei, versetul 24, spune că era un om. Versetul 27 spune că era un stăpân, că avea robi. Mai departe, textul spune că avea un ogor, deci era un proprietar de ogor. Era un om bogat, probabil, deci permitea să țină și robi. Mai departe spune versetul 37, el le-a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului, adică Iisus Hristos. Așadar, avem două personaje care acoperă tabloul acesta al narațiunii noastre. Unul este Domnul Iisus Hristos, care seamănă, al doilea este diavolul, un om, un vrăjmaș, un om rău, care seamănă și el. Ezechiel, capitolul 17, îl vedem în acțiune pe Domnul Dumnezeu. Spune cuvântul în versetul 22, așa vorbește Domnul Dumnezeu, eu însumi voi lua o rămurea din vârful unui cedru mare și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiță fragedă și o voi sădi pe un munte înalt și ridicat. Așadar, aici, în imaginea aceasta, îl vedem pe Dumnezeu ca un semănător. El avea de lucru cu poporul Israel și făcea promisiuni. În al doilea rând, îl avem pe, spune Ieremia, capitolul 2, te sădisem, Ieremia, capitolul 2, cu versetul 21, vorbește iarăși Dumnezeu în felul următor, te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică? Și apoi iarăși în Noul Testament vine Domnul Iisus și spune, orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu va fi smuls și aruncat afară. Îl vedem în felul acesta pe Dumnezeu, care este cel ce seamănă, el împreună cu Domnul Iisus Hristos. Apoi îl vedem pe vrăjmașul, așa cum am spus, care seamănă și el sămânța îndoielii în inima omului. În al treilea rând, avem două feluri de sămânță ce pot fi semănată în același ogor și două roduri. Două feluri de sămânță, de semințe ce pot fi semănate. Una bună și una rea. Sămânța bună, spune cuvântul lui Dumnezeu, că sunt fiii împărăției. În versetul 38, sămânța bună sunt fiii împărăției. Câteva cuvinte despre ei spune cuvântul că Dumnezeu este Tatăl lor, versetul 43, cei neprihăniți va străluci ca soarele împărăția Tatălui lor. Dumnezeu este Tatăl lor și au o relație de Tată-Fiu, o comuniune. Apoi, ei vor fi numiți neprihăniți, tot în versetul 43, și apoi vor străluci ca soarele.
Daniel, capitolul 12, vorbește de cei neprihăniți care vor străluci ca strălucirea cerurilor și a obiectelor, a lumânătorilor cerești. Cei ce vor fi învățat pe alții să-i umble în neprihănire, vor străluci deosebit de ceilalți și așa mai departe. Așadar, fie împărăției o sămânță bună. Apoi avem sămânța celui rău, care sunt fiii celui rău pe care Dumnezeu, pe care diavolul i-a semănat și i-a plantat. Despre ei spune că sunt cei ce fac răul, versetul 41, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Vor smulge pe cei care sunt pricină de păcătuire. Cuvântul Domnului spune să nu fiți pricină, spunea Pavel, de păcătuire, de poticnire, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Să ne dăm seama cât e de important lucrul acesta. Spunea Domnul Iisus, feriți-vă să defăimați pe unul din acești micuți, căci ar fi mai de folos pentru el, pentru acela care face lucrul acela, să-i se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Atâta de drastic e cuvântul acesta, când îl vezi pe un bebeluș cât e de drăgălaș, nu prea îi dai importanță, e mic. Dar înaintea, în ochii lui Dumnezeu, atât e de important încât spune mai bine decât să-l faci să păcătuiască, ar fi de folos să ți se lege o piatră. Dacă mâna ta, spune mai departe Domnul Iisus, te face să cazi în păcat, tai-o și leapă de la tine, cuvinte foarte, foarte drastice, ca să ne dăm seama ce înseamnă să fim prilejuri de păcătuire. Cuvântul Domnului spune la un moment dat, iarăși, vai de lume, dar vai de lume, vai de ea, din pricina prilejurilor de păcătuire și o, câte nu sunt prilejurile de păcătuire. La nivel înalt, la nivel guvernamental, la nivel local, se dau legi, se fac hotărâri, se aprobă și suntem ca într-un canal călăuziți să trăim cum vor ei, prilejuri de păcătuire. De aceea, secerișul va fi atât de grozav. Grozav lucru, spune cuvântul lui Dumnezeu, să cazi în mâna lui Dumnezeu. Vai de lume din pricina prilejului de păcătuire. Ei, vai de ei. Apoi, în al patrulea rând, sunt două destine. Așa cum am spus la început, două acțiuni, semănatul și seceratul, doi semănători, unul bun și unul rău, două feluri de sămânță pe același ogor și apoi, în al patrulea rând, sunt două destine. Cuvântul Domnului spune că întâi neghina va fi arsă. Fiul omului, așa cum citim din versetul 41, va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui. Stau și mă gândesc, măcar că despre diavolul se spune, spunea Domnul Iisus în Ioan, vine stăpânitorul lumii acesteia. Se spune că e stăpân, că e șef, că îi face ce vrea. Chiar diavolul vine în momentul ispitirii și îi spune, vezi tu toate lucrurile acestea? Ale mele sunt și eu ți le dau ție dacă te vei închina înaintea mea. Vine stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic în mine. Dumnezeu, Hristos, recunoaște că pentru moment el este stăpân. Dar cu toate acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu că, și chiar aș vrea să citesc în 1 Corinteni, spune Pavel, capitolul 15 cu versetul 28, și când toate lucrurile îi vor fi supuse, va veni un moment când diavolul va trebui să cedeze șefia acestui pământ. Atunci chiar și fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Deocamdată el da, e șeful. Dar cuvântul spune versetul 31 că îngerii la final de tot vor smulge din împărăția lui, a lui Hristos. Vor smulge toate lucrurile care sprijină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea, pe cei răi. Apoi, în al doilea rând, grâul este strâns în grânar. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, lui Daniel,
ultimul verset din cartea Daniel, capitolul 12, tu, Daniele, du-te, tu te vei odihni în locul tău și te vei scula iarăși, unde? În partea ta de moștenire, în grânarul lui Dumnezeu. Putem să presupunem, să spunem probabil cam cum va fi, cum ne închipuim noi că va fi la finalul vremurilor. Încă oamenii n-au ajuns la o concluzie, la un lucru, să spună că cu punct și virgulă va fi în felul următor. Dar știu un lucru, curând vom ajunge și dacă ne vom păstra calitatea de grâu, calitatea de oameni neprihăniți al lui Dumnezeu, vom fi strânși în grânarul lui Dumnezeu. În concluzie, apar două întrebări pe care și eu și dumneavoastră cred că le-am pus de multe ori. În primul rând, de ce nu intervine Dumnezeu să preîntâmpine semănatul celui rău? În moment ce omul din pilda aceasta a spus și a știut cine a semănat și a știut ce s-a întâmplat, eu cred că el era la curent cu diavolul și totuși cu acțiunea celui rău, a celui vrăjmaș. Și totuși el nu intervine. Dumnezeu e stăpân și El face tot ce vrea în cerul și pe pământ, El vede totul. El a știut că diavolul seamănă sămânța lui. S-a dus la Cain și are un dialog și o discuție cu Cain, că îl vede că s-a supărat pe fratele său Abel și spune, Caine, pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa, nu-i normal, nu-i logic. Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul, iar acesta este avertismentul lui Dumnezeu, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. De ce nu intervine Dumnezeu când diavolul seamănă sămânța lui? Pentru că Dumnezeu a lăsat liber arbitru fiecăruia, ne-a dat în stânga, în dreapta semnale și a spus și lui Cain, Caine, ai grijă, păcatul pândește la ușa inimii tale. Dorința lui se ține după tine, dar nu-i neapărat necesar să cazi în păcat. Tu poți să-l stăpânești prin alegerea ta. Și aici Dumnezeu nu intervine în liberul arbitru. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. E un cuvânt care de multe ori îl aduc în fața bisericii și îl citesc și spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu stau la ușă și bat. Atitudinea de deschidere și acțiunea de a deschidere este a noastră, a fiecăruia dintre cei care, la care bate Dumnezeu. Dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Ar putea Dumnezeu să spargă ușa inimii? Ar putea. Ar putea Dumnezeu să ne facă cu forța să facem binele? Ar putea și lucrul acesta. El poate face tot ce vrea, dar nu vrea să facă lucrul acesta. Nu vrea să ne oblige. Psalmul 29, versetul 10... Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu ședea pe scaunul lui de domnie când cu potopul. Cu alte cuvinte, când oamenii se uitau în jur, vedeau numai dezastru, numai groază, moarte, oamenii mureau pe capete, au rămas numai 8, animalele mureau, se gândeau oare unde e Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune în Psalmul 29, Dumnezeu ședea și acolo la control, pe scaunul lui de domnie. Sunt necazuri în viața omului, sunt încercări, sunt accidente, e cancer, sunt boli necunoscute, nu se află leacul, nu se află nici, n-au cum oamenii să le pună diagnostic. De ce se întâmplă toate acestea? Stăm și ne întrebăm noi. Vreau să vă spun, bazat pe cuvântul Domnului, Dumnezeu este pe scaunul lui de domnie și astăzi. El știe lucrarea celui rău. El știe legile care se dau. El știe ce vrea cel rău și ce pregătește împotriva bisericii. Dar cu toate acestea, Dumnezeu este pe scaunul lui de domnie și la finalul vremurilor, Hristos va interveni și își va duce grâul în grânar. Datoria noastră, datoria mea este să mă silesc, să mă nevoiesc, să intru în grânarul lui Dumnezeu, să-mi dau și eu toate silințele, așa cum spunea Petru, să unim acțiunea lui Dumnezeu cu acțiunea noastră și să căpătăm în felul acesta mântuirea. A doua întrebare care se pune, de ce coexistă cei buni și cu cei răi?
Așa cum am spus, numai puțin vreau ca să ne întoarcem în spate, în urmă. Dumnezeu a smuls odată neghina și a promis că nu va mai face. Până când va veni a doua oară. De aceea coexistă, de aceea sunt cei răi. Și vor fi întotdeauna și cei răi și cei buni în aceeași țarină, în același ogor, în această lume. Și fie celui rău și fie împărăției. Problema noastră nu este să-i detectăm, să vedem unde sunt ei, care sunt ei, ci ne-a trasat Dumnezeu o sarcină și a spus: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, și la neghină, și la cei răi, și la fiii celui rău, și la cei ce fac fără de lege, și la cei ce spricină de poticnire. Sarcina voastră ca și copiii lui Dumnezeu este să propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu, va fi osândit, pedepsit în iazul de foc, în cuptorul aprins al lui Dumnezeu. Oamenii, în încheiere, aș vrea să vă aduc în fața dumneavoastră câteva versete unde se întreabă oamenii de ce Dumnezeu nu intervine. Cuvântul Domnului spune în capitolul 35 din Iov, versetul 15, pentru că mânia lui nu pedepsește încă, de aceea e plină inima oamenilor ca să facă rău. De dorință ca să facă rău. Isaia 57 cu versetul 11, pe aceasta aș vrea chiar să îl citesc, spune cuvântul lui Dumnezeu că pentru că Dumnezeu nu ia atitudine îndată, oamenii cred că Dumnezeu nu vede. 57 cu versetul 15. De cine te sfiai? De cine te temeai? De nu mi-ai fost credincioasă? De nu mi-ai fost credincioasă? De nu ți-ai adus aminte și nu ți-a păsat de mine? Și eu tac. Și încă de multă vreme. De aceea nu te temi tu de mine. De aia nu se tem oamenii de Dumnezeu, că Dumnezeu tace și are o îndelungă răbdare, le vorbește și le trimite în științări. Și spunea Elihu în capitolul 34 din cartea Iov, când într-un fel vorbește, când în altul le trimite în științări, când oamenii scufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, le vorbește acolo, le vorbește prin visuri, prin necazuri, prin boli, prin suferință, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Și pentru că Dumnezeu nu ia atitudine de la început, de aceea oamenii cred că Dumnezeu nu vede. Psalmul 50, versetul 21. Iată ce ai făcut, spune Dumnezeu celui rău. Și eu am tăcut. Și datorită faptului că Dumnezeu a tăcut, spune, tu ți-ai închipuit în mintea ta că eu sunt ca tine. Dar vine nota de plată imediat și spune, te voi mustra, spune Dumnezeu celui rău. Și îți voi pune totul sub ochi. Culmea că acest rău nu-i din acela care n-are legătură cu Dumnezeu, ci din acela care înșiră legile lui Dumnezeu. Predică și el, spune și el că e pocăit. Spune și el că e credincios. Vine Dumnezeu și îi spune, ce tot înșiri tu legile mele? Când inima ta este departe de mine, ai răul în inimă și faci fără de legea, la ce mai vorbești de legea mea? La ce mai vorbești de cuvântul meu? Datoria noastră ca oameni este să ne cercetăm viața. Să spunem și noi ca David din Psalmul 139, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște în inima, încearcă-mă și vezi-mi rărunchii. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe cale veșnicie și aceasta să fie și rugăciunea noastră în această dimineață. Amin.